În Moldova, din dorința de a susține consumul produselor românești, dar și pentru a fi mai aproape de cumpărători, Asociația Magazinelor de Proximitate din Iași derulează o serie de evenimente tip piață volantă. Evenimentul este organizat mai ales în zonele în care produsele locale nu ajung direct la consumatori. Corespondentul nostru din regiune, Raluca Daria Diaconiuc, dezvoltă imediat acest subiect. Ograda din Cămară, un eveniment destinat producătorilor locali care aduce produsele acestora mai aproape de consumatori, odată la două săptămâni, în diferite cartiere ale Iașului, acolo unde cei care sunt interesați de produse locale pot să vină să le ia direct de la producători. Două categorii de produse, prima categorie fiind cea uleiurilor presate la rece, în diferite sortimente, în primul rând, principalul fiind uleiul de nucă, ulei de cătină, ulei de in și multe alte sortimente. Și a doua categorie fiind categoria sucurilor presate la rece, de mure și de cătină. Consumatorii, cam ce își doresc? Consumatorii sunt un pic bulversați datorită informațiilor care nu ajung destul de des la ei. Ușor vedem că aceștia încep să aprecieze produsele naturale, încep să le dea o importanță din ce în ce mai mare în viața lor și lucrul ăsta ne bucură. Care este principalul avantaj al unui astfel de eveniment pentru micii producători? Păi, în primul rând, promovarea, care, sincer, o merităm datorită muncii pe care o depunem, seriozității de care dăm dovadă și, în plus, satisfacția pe care o avem de la oameni, pentru că sunt mulțumiți. Zmeura și murele s-au vândut repede, iar standul s-a golit încet, încet. E un produs foarte, foarte căutat, standurile sunt foarte bine organizate, foarte frumos față de alte târguri tradiționale, e amenajat destul de igienic, e un lucru foarte calitativ. Noi deținem undeva la un hectar virgulă 01 de plantații. Avem un total de 1600 plante mur și 2400 plante zmeur. Transportăm în sistem frigorific, recoltăm seara, livrăm a doua zi dimineață. Ce să vă zic, în puține cuvinte sunt de la Țibănești. Deci ăștia suntem noi. Se vinde repede? Da, destul de repede astăzi. Chiar... Cam cu ce cantitate veniți așa într-o zi la un eveniment? Deci cantitatea la un eveniment depinde de... Deci la un eveniment asta am venit undeva 80 de kg de mur și undeva 35 kg de zmeur. Ograda din Cămară va continua să ajungă și în alte cartiere ale Iașului, unde consumatorii vor găsi produse apicole, produse din carne, zacuscă, dulceață, pâine cu maia, vin local, siropuri, uleiuri presate la rece, cafea, hăinuțe făcute de o familie din Iași, o gamă largă de produse pe bază de lavandă.